Bună seara, Bistrița! L-am invitat astăzi pe Mihai Oprea. Bună seara, Mihai! Bună seara, mulțumesc de invitație! Un vin, o măslină, o prăjitură, poate ne aduce Loredana mai târziu. Facem. Simte-te, cum s-ar zice, ca peștele în apă. Știi? Da, ca, da, da, ca, da, da. Ca la tine. La... Mulțumesc! Apropo, ai vrut să faci păstrăvărie la Casa Ema? Da, am și lansat un zvon. Și a mers foarte bine zvonul ăla, că primeam telefon, o citare și cum, cât e păstrăvoi bun, e la bun. Mihai, da. Oprea, care e managerul Casei Ema, nu v-am spus, dar probabil că îl cunoașteți, patron, manager, administrator, șeful director de marketing, bani. Șeful la bani, da. Ce? Nu, da. Da. Avem un vin bun de la Dumitra, de la Harșan. Nu știu dacă ai băut vin din asta, bun. Nu am mai băut din asta, bine, să spun până acum. Avem vin de Liga 1 și tirbușon de la China, de la Pepco. Atâta timp cât își face treaba. Să sperăm că își face și de data asta. Eu sunt mulțumit de el. Da. Zi, Mihai, cum ai trecut pandemia? Greu? Complicat? Da, nu a fost ușor. Și nici neapărat fain. Noi am avut închisă piscina din... 15 martie 2020. Cam fost cam uitați de toată lumea. 15 martie? 15 martie. Nu știu exact cât timp a trecut, cam un an, două luni și 15 zile, aproximativ. Ia vezi. Da, și... a fost destul de greu. Sănătate pentru deschidere o să bem, așa-i? Nu? Că am deschis, da, păi asta e motivul pentru care ne-am adunat aici. Da. Să le spunem și celor care ne urmăresc că s-a deschis piscina Casema. S-a deschis piscina Casema. Hai să bem pentru piscina Casema. Sănătate. Sănătate. Mulțumesc de vin. Pare are buchet. Are buchet de buchet. Excelent. Uite și te invit la bunătățile de la Camara Bunicii. Nu știu ce avem foarte acolo. Bune. Habar n-am. De pește, inele, da, de da. Ceapă, calamari. Pomar, eu sunt un negre, fiind conosor de vin, adică știu să-l beau. Și? Nu se potrivesc alea? Nu merg alea? Nu știu, cunosc numai să beau vinul. Atâta, nu știu despre calitățile lui. Și dacă te pricepi? Lui. Dacă te pricepi, ăsta e un vin bun? Mă pricep să-l beau, nu să-l judec. Deci de-aia sunt fiind conosor, pentru că știu să-l beau în amănunte. Mă plice foarte bine, îl primi în gură, știi, trebuie să-l miroși un pic înainte. E o întreagă chestie, bine, și după aceea să-l bei pe tot. De multe. Bun, m-am uitat pe site-ul vostru un pic și te caracterizez acolo așa, sunt o persoană ambițioasă, motivată, mă plictisesc ușor și încerc să găsesc tot timpul noi metode de a rezolva lucruri, fie ele de natură personală sau profesională. Cum adică te ești motivat? Ce te motivează? Banii. Banii? Da, păi am făcut Casa Ema, bineînțeles, pentru profit, nu? Că așa. Mă motivează activitățile de diverse tipuri, mă motivează proiectele noi, am chef să fac tot timpul lucruri interesante, tot timpul îmi place să țin publicul nostru cumva în priză, să știe că ce facem, să-i dăm lucruri noi de care să fie entuziasmat. Și reentuziasmat de Casa Ema. Anul ăsta avem 10 ani de când funcționăm. În octombrie o să fie 10 ani de când funcționăm. Și nu cred că până acum am plictisit lumea. Fie că au fost doar povești sau evenimente sau activități noi, servicii noi, tot timpul am încercat să fim să ținem pasul cu, nu știu, cu dezvoltarea din toate punctele de vedere, dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea personală a fiecăruia, mersul societății. Da, bă, dar ai încărunțit un pic de când cu Casa Ema? Sau de când cu copiii? Da și da, nu pot să confirm sau să infirm că este vreun motiv sau altul. Cred că este și, bineînțeles că este și genetic, acum se știe, dar nu știu. Uite, ai ceva. Da, da, semne de bună purtare, nu așa, nu așa la adulți. Când eram mici, ne luveam în genunchi și alea erau semne de bună purtare. Acum, de stres, poate, nu știu. Ai pierdut mult, ați pierdut mult în pandemie, cât a, mult, cât, zine, niște sume. De ordinul zecilor de mii de euro, da. Mă, dar cum v-au lăsat ăștia ultimii, chiar ultimii v-au lăsat. Toate s-au deschis, toate s-au relaxat, voi ultimii cu piscina. Ce este cel mai periculos? Acolo e cel mai periculos? Stai seama. La noi, cum să spun,
Spun exact. Piscinele acoperite private nu sunt o prioritate pentru nimeni, pentru că suntem foarte puțini care avem chestii genul ăsta. Dacă sunt una sau două în reședințele de județ, să zic, în medie, deci undeva pe la vreo 150 poate maxim. Nu, 150, adică oricum voi, fără voi tot acolo suntem. Da, nu? Vorbim încă o dată de piscine acoperite private. Mai sunt piscine de hoteluri mai micuțe, sunt foarte multe care au funcționat în perioada asta, piscine de spa-uri mai micuțe, nu cum este, nu știu, a noastră semi-olimpică sau de dimensiuni mai mari, să zicem de 10 pe 5 metri, care au funcționat și cumva pe nașpa, pentru că a fost o oportunitate atunci pentru copiii care sunt legitimați la cluburi sportive și s-au speculat o grămadă de lucruri. S-au făcut legitimații pe blat, nu? Da, acum fiecare a activat cum a crezut. Dar ce era așa periculos? Nu, probabil că nu s-au făcut nici controle suficiente. Afară de nasul dat la vestiar, ce era așa de periculos în piscină? Păi acum nasul nas dat la vestiar se întâmplă și la sălile de fitness, nu? Că noi avem și o sală de fitness. Da. La casa Ema, după cum poate puțin știu. Și se întâmplă oriunde, se întâmplă în autobuz, se întâmplă oriunde, se întâmplă în tren. Chiar m-am gândit, mă, cum s-a mers la cușetă? Pentru că n-a fost niciun interes. Cum s-a mers interes la cușetă? Acolo merg mulți oameni. Unde este aglomerație, acolo se fac presiuni să se reia activitățile. Na, la noi patronatele din domeniul nostru suntem 10 oameni. S-au unit, în schimb, ne-am unit, cumva să zicem că și noi am participat la chestia asta, în zona aia balneo, numai că nici aia n-au avut foarte mare motivație să facă foarte mare tamtam, pentru că deja majoritatea funcționau pe la Sovata, la Felix, la alte băi, deja oamenii funcționau fără să fie neapărat voie, că se ascundeau după diverse prevederi care erau mai bune sau mai rele. Controlele erau, să zicem, poate mai făcute mai fără să bată la ochi pe nimeni și fără și la buzunar. Bun, dar și poștă de la... Și atunci nu s-a făcut mare tam-tam. Și n-am avut noi ce să facem. Noi am încercat să vorbim cu toată lumea. Am vorbit cu deputații și senatorii noștri, am vorbit la prefectură să se ajungă cumva la centru, să ajungă cumva la centru informația din partea noastră. V-ați găsit unde să vorbim, mai bine vorbeați la radio. Și am luat-o pe pași. Mai bine vorbeați singur prin parc decât... Am luat-o pe pași, da, cum ar trebui să se întâmple normal și lucrurile. Acum crezi că... Și au ajuns informații mai departe, dar acum nu a fost interes la centru. Și acum mai e o chestie în segmentul nostru. Sunt foarte mulți care lucrează nu pe casă tot. Așa. Și atunci, nefiind încasări într-un domeniu, nici nu ai interesul tu ca și guvernant să repornești, că dacă nu ai încasări din taxe și impozite pentru zona aia, la nu ce, vine nimic. Cu ce probleme. Da. Da. Nu m-ați bat capul. Azi ați dat drumul și... Da, astăzi sperați am dat mâine. Sperați că o țineți așa sau te tem că s-ar putea întâmpla ceva? Că uite și pe ăștia din Horeca, i-am bătat de cap. Ba s-au deschis restaurantele, ba s-au închis. Știi tu, cifrele semnalele alea din bută? Sunt că nu o să se mai închidă semnalele pe care le-am înțeles noi din piață. Dar acum poate nu sunt nici eu cel mai ascuțit creion din penar și n-am înțeles foarte bine toate... Ce metafore, hai să mai bem un pic, că n-am înțeles metafora asta, trebuie să mai bem un pahar. Că... Adică nu-s deștept, nu-s așa deștept încât poate să interpretez bine semnele. Și poate... Sănătate. Da. Mă gândesc că poate o să se închidă, poate nu, dar... Noi, din ce am înțeles că s-a întâmplat până acum, nu credem că o să se mai închidă încă o dată. Au început campaniile de vaccinări și odată ce se merge vaccinarea înainte, cam greu să se mai dea înapoi. Oamenii, odată vaccinați, sunt cumva ieșiți din risc. Și acum rămâne să vedem ce se mai întâmplă cu cealaltă parte. Dar până la urmă cred că o să rămână ca și gripele normale. Semnalul cel mai bun l-am văzut la Lazani, pe pagina lui Lazani, directorul spitalului. Atunci am zis că treburile sunt bune, când a pus el o postare zilele trecute că avem zero cazuri la terapie intensivă. Și zile în care nu au fost cazuri deloc în tot județul, ceea ce este îmbucurător și acum sperăm că o să se întâmple în continuare să scadă cazurile. Vine și vara, poate lumea nu se mai răcește atâta și
Bun. Se mai controlează. Ați investit cât în Casa Ema? Nu acum, prima dată. Cât ați acum investit? Investițiile finale că am mai avut. Alea prima dată. Primul proiect, da? cu care am început în 2011, a fost cam de 1.600.000 de euro, din care 200.000 de euro au fost fonduri europene. Restul 1.400.000 au fost fonduri de la primărie, nu? Private. Fonduri private. Noi am pus banii. Ați avut ceva bani la Subsaltea? Păi a fost, da, am investit banii noștri acolo și sperăm să meargă în continuare, că e o afacere pe termen lung, nu am venit să, nu știu, îngropăm ceva pe aici. Da? Da, și acum, drept dovadă, și de-a lungul timpului am investit constant în tot felul de chestii, am mai făcut și încă o clădire. Stai că vorbim despre ea, că avem niște musafiri de pe la Merigo. Avem niște bunătăți. Vino, domnișoară. Mulțumim că v-ați amintit. Vai de mine și de mine. Ce drăguță sunteți. Adevărul că mă tot gândeam, oare veniți, nu veniți să ne aduceți bunătăți. Asta e fără zahăr? V-ați gândit că v-ați uitat așa la noi și v-ați gândit că am avea nevoie fără zahăr sau la tine, scuze. La mine? Da? Da? Da. Mulțumim frumos. Cu drag. Și mulțumim. Să aveți poftă. Duceți-o dincolo pentru colegul meu de la tehnic și o cafea, dacă sunteți drăguță, da. Și puteți lua alea de data trecută și să vă țină Dumnezeu în ravu. Da, tot așa. Să mai venim pe aici. Da. Să rămână, mulțumesc. Deci toate sunt fără zahăr, nu? Da, toate. Merg cu vin, Mihai, merg cu vin. Cel mai bine. Categoric. Să rămână, mulțumim. Mulțumim. Să rămână, Loredana, mulțumim. Ia să vedem, fără zahăr, mă. Ia să vedem, fără zahăr. Nu-ți place înghețata de la ăștia noștri, de la Merigo, de la ăștia la alți? Ba da, eu nu sunt neapărat un fan înghețată. Că de sezon. Da, da. Foarte bună. Cafea, uite dacă vrei. Foarte mulțumim, Merigo, cum mulțumim și... La o cafea foarte curios. Uite, te rog, cum mulțumim și Cămara Bunicii pentru minunile astea de pe aici. Mulțumim, nu mai vorbesc, Harșan, pentru vinul ăsta senzațional. Ce ai făcut? Nu-i nimic, nu te opri. Bun, deci, ziceai, 1.000.000 și ceva prima tură și acum mai băgați vreo 600.000 în niște treburi pe care le faceți pe vechiul, ce era ăla, punct termic sau ce era acolo. Nu? Hai că le arăt o poză oamenilor, da, ca să înțeleagă mai bine despre ce e vorba. Uite, asta e clădirea nouă. Așa arată investiția actuală, da. Asta? Da. Wow! Deci până aici, până aici era. Ai văzut, până acolo era unde sunt... Da? Acolo, până acolo. Și asta toată construiți acum. Păi de afară n-ai zice. Ne auzim? Paul, ne auzim? Cum vorbim? Ne auzim, nu? De afară n-ai zice că faceți prea multe. La sol, amprenta la sol este de 149 de metri pătrați. Deci nu este foarte mare, dar e pe 4 nivele. Ce se vede acum, practic, se văd 2 nivele. Pot să vă și spun ce este înăuntru. Ia, că am uite, și... uite, fac eu cu mouse-ul pe aici. Ce-i pe aici? Acolo pot să fac și mai jos, ca să începem de jos. Acolo mai jos, jos, să termină ecranul. Da. Acolo unde se termină ecranul sunt vestiare pentru copii. O să fie niște vestiare unisex pentru lecții de not. În sfârșit, că se plângea lumea că se amestecă copiii cu adulții și cu... Da, până acum era o mare problemă chestia asta cu lecțiile de not și am decis oricum de când am început proiectul prin 2015, de când am avut primele discuții, era clar că o să facem niște vestiare de copii acolo. O să fie unisex, cum spuneam, cu băi pentru fete și băieți, doar părinții cu copii o să intre în zona respectivă și vestiarele actuale o să rămână doar pentru relaxare, pentru persoane care vin să intre la piscină sau la zona nouă. Deci asta sub pământ, SRL, da, zici. Și da, aici? Da. La nivelul ăla o să fie o zonă nouă de spa, după cum tot am pus noi pe pagina noastră de Facebook, am renunțat la bazinul de jacuzzi vechi. Și o să avem unul nou în zona aia pe care ai arătat-o tu acum, cu vedere la parc, foarte frumos, un bazin, o să fie un bazin de un jacuzzi mai mare. Da. Și un bazin cu apă sărată și încă o saună uscată. Deci zona aia e o zonă de spa, o să funcționeze pe același nivel cu piscina actuală. Mai sus? Și mai sus o să fie acolo unde ai arătat acum, o să fie un restaurant. Un restaurant noi dorim să-l facem cu specific wellness. Acum suntem în
în organizare. Wellness? Specific wellness, adică da. Cu pită și slănină și ceapă, că ăla e wellness. Ce? Și cartofi prăjiți mici. Păi da, nu asta înseamnă wellness. Ce, da, doar, ce nu, ne o să dai? Vrem să facem un fel de... Eu m-am gândit că o să fie un fel de fusion, un fel de mix de mai multe stiluri de mâncare, dar vrem să fie toată mâncarea gătită sănătos. Da? Vrem să fie mâncare gătită sănătos, astfel încât lumea care vine și face sport să poată să primească meniuri adaptate cerințelor. Dacă țin o cură de slăbire sau dacă lucrează cu un nutriționist, că avem noi... O să avem, adică avem noi nutriționist, atunci o să poată să primească de acolo și, și planuri alimentare, nu numai planurile, ci și mâncarea în sine. Deci asta aici, la nivelul ăsta? La nivelul ăla e piscina. Piscina, și aici mai sus, acolo e restaurantul. Și deasupra? Da. Și deasupra o terasă de plajă și o terasă de plajă mai mare față de cea care era până acum. Și un punct acolo de belvedere sus. Aici? Post de santinela e acolo sau ce? Exact, acolo să punem cu pușca. Se vede peste, se ved meciurile de acolo, meciurile în de marea fotbal. Major, este un copac acolo care acum strică un pic feng shui-ul, dar... Nu tăiați. Dar, da, în măsura în care un copac strică feng shui-ul, știi? Stai că îți vedem ăla, mai tăiem. Sunt mai multe poze, că am mai făcut. Dar nu le am eu. Na, mă rog, nu le am. Să beau cafeaua pe care n-am dat-o pe mine. Da. Deci, și toată investiția asta ulterioară de asta de noi între de timp, cam începeam să spun ce? Între timp, am mai făcut o investiție, prin 2016 am dat drum, 2015-2016, unde este acum căsuța EMA și agenția de publicitate EMA Graphics. Clădirea aia a fost construită în perioada aia, cam prin după 2013 am început construcția, în 2016 am dat drumul la căsuța EMA. Deci, bă, Mihai, bă, deci ați băgat până, băgați 2 milioane de euro. Și aia, da, și aia 2 milioane de euro în casa EMA. Poate mai bine de atâta și acum așa peste 2 milioane dacă stai să calculezi per total. Acum investiția asta e de, inițial a fost un proiect de 600.000 de euro, dar în 2016, da. În momentul în care am accesat fondurile europene, în care am aplicat pentru fonduri europene, în 2017 am semnat contractul la valoarea aia de 600.000 de euro între timp. Prețurile au crescut foarte mult, construcția a început, licitațiile am început să le facem doar prin 2019, construcția efectivă a început în 2019, în octombrie și îți dai seama că banii din 2019 nu mai erau aceiași ca aia din 2016, între timp s-au modificat și legile în construcții, s-au modificat foarte multe chestii, valoarea proiectului a crescut la peste 700.000 de euro în momentul de față, finanțarea vine, bineînțeles, la același nivel ca și ce s-a contractat inițial. Deci jumătate, practic, din ce era inițial. Acum noi o să punem în plus diferența. Adică jucați tare. Cum ți-am zis și astăzi când am văzut ce construiți acolo, ori la bal, ori la spital. Dacă iese, dacă păi nu ați, da, dar nu ați cam pus-o. La spital nu vrem să mergem, că ai văzut și tu cum mergi lucrurile și atunci planul nostru e să mergem la bal. Da, locul de bal e super fain. Da, noi tot timpul am fost optimiști cu privire la construcția noastră, tot timpul în afară de când a început pandemia, nu am fost neapărat pesimiști, ci precauți. Și am întâmpinat și o grămadă de probleme de-a lungul desfășurării proiectului, am avut inițial un constructor, a lucrat o vreme, a venit pandemia, s-au oprit lucrările, câteva luni s-a rezilia contractul cu constructor, acum am refăcut licitația, avem un alt constructor, firește că alți bani. Greu. E destul de greu că piața asta cu construcțiilor a crescut foarte mult în ultima vreme și lucrări din astea care sunt văzute ca și relativ mici, nu mai sunt luate chiar așa ușor de oricine, trebuie să cauți tu constructor pentru o licitație, știi cum sună, că na, ai banii și nu vrea cineva să vină să facă construcția, așa că am avut niște perioade destul de aglomerate așa și cu destul de multe probleme, dar până la urmă acum cu constructorul ăsta actual merge treaba. Am reușit să facem, acum era o treabă să deschidem acum piscina. O trebuie să facem niște lucrări de unire a celor două clădiri. În clădirea nouă, după cum ați văzut, una lângă o altă.
lângă o latră, cum îmi place mie să spun. Și ca să fie unite, trebuia să spargem niște pereți din piscina actuală. Ele, și să... ele înșițile, nu? Categoric. Și atunci am preferat să facem lucrările astea acum cât timp a fost, am preferat. Noi am vrut să le facem de mai de mult, numai cum s-a reziliat contractul și am avut tot felul de... Așa. Le-am rezolvat lucrările în sfârșit acum și am reușit și să punem geamurile astea pe care astăzi le-am terminat ca să putem să deschidem mâine, pe care ieri le-am terminat ca da. Să putem să deschidem astăzi. Mă rog, că știu mă rog. Că mâine se difuzează emisiunea. Că astăzi se difuzează emisiunea. Că astăzi da. E marți. Mă rog. Da. Deci e de bine. Ai văzut ce inteligență. E de bine cu tot ce faceți voi acolo. Bravo da. Vouă. Am reușit să facem lucrările astea în sfârșit să putem să deschidem, ca așa nu o să mai trebuiască să închidem 3 luni când unim clădirile de tot. Că lucrările astea sunt destul de complicate. A trebuit să spargem pereți, să facem lucrări destul complicat. De ample acolo. De, complicat. Da. Da. Și, da, am beneficiat de liniște ca să putem să lucrăm. Și acum încă mai avem lucrări de făcut micuțe și o să fie un pic încă deranj și în zona de piscină. Dar oricum cererea e atât de mare, cererea e atât de mare și dorința e atât de mare a clienților de a veni la piscină că nu o să le păpese de deranjul ăla de acolo. Că și eu știu o grămadă de oameni care sunt dornici să deschideți odată că s-au plictisit de... Păi acum în ultimele zile, dacă ne-ați urmărit pagina noastră de Facebook, ați văzut că am făcut tot felul de campanii, tot felul de postări să anunțăm că o să deschidem. Din păcate doar ieri am anunțat, ieri luni, am anunțat că o să deschidem, pentru că n-am știut mai devreme dacă o să putem să deschidem marți da. Sau miercuri. Am avut atâta de multe lucrări, încă nici astăzi nu sunt gata toate lucrările, cum spuneam, dar am reușit să dăm drumul să fie în regulă. Lasă-le astea, că nu îi interesează pe oameni zile, prețurile postări, rămân la fel? Prețurile rămân la fel cum sunt afișate acum mari, pe site. Mari, că-s mari. Nu, cum să fie mari cum? Prețurile? Mari. O intrare la piscină cât costă? 30-35 de lei. Ah, nu e așa mult, hai, nu e așa mult. Nu e așa mult. Dă și un premiu, hai, nu fiți găcit. Nu știu, dă nu le premiu. Știu, nu le știu dar din dă un premiu acum. În emisiunea noastră, hai, dă un premiu. Că dă un preț. Dăm un premiu, dăm un premiu pentru... Dă un abonament un cuiva. Abonament de piscină, de 10 ședințe la piscină, valabil 60 de zile. Dăm pentru... Ce? Pentru ce? Pentru cine pune cel mai interesant comentariu? Cine ne comentează? Cine ne bagă în seamă într-un mod interesant și echilibrat? Hai. Da, la postarea... La postarea cu filmulețul ăsta, cu podcastul ăsta. Ok. Și alegem până... Alegi vineri. Tu. Până vineri, da. Până vineri alegem o persoană. Sigur. Și anunțăm... Da. Bun. Și dai ce? Ce ai zis? Un abonament de 10 ședințe la piscină. Care ar costa cât în mod normal? În mod normal... Vreo, nu știu exact, vreo 200 milioane și ceva de lei, da, peste da, vreo 200 de lei, 220 de lei am impresia, da. Dar nu știu exact prețurile, le-am deci ideea că rămân tot la fel ca anul trecut, nu le-ați modificat. Aproximativ la fel sunt afișate pe site, da. Sunt aproximativ la fel, sunt mici modificări, acum trebuie să, e complicată deschiderea asta, stăm de câteva zile și ne tot gândim cum să facem să fie bine, pentru că regulile, acum în primul rând ne scrie foarte multă lume ne scrie, ne sună și de ieri de când am anunțat că și deschidem, am primit la telefon de răspund, într-una vorbim la telefoane. Și acum, în timp ce vorbim, îmi sună telefonul constant. Răspunde, hai, răspunde. No. Dacă te sună, răspunde. Nu. Da. Și ne întreabă toată lumea când, ce, cum. Mai ne întreabă o chestie care pe mine mă enervează foarte tare. Dar discriminați? Faceți discriminare. Adică? Adică cu vaccin sau fără vaccin. Mă enervează foarte tare. Nu mă enervează foarte tare. Nu-mi place atitudinea asta, știi? Că s-a creat cumva s-a polarizat foarte mult societatea iar, cum au fost cu alegerile, ești ori PSD, ori anti. Acum iar ești ori vaccinat, ori pro-vaccin, ori contra-vaccin. Păi nu e așa, i-am răspuns astăzi cuiva pe pagina noastră de Facebook, i-am spus că ne-a trimis un mesaj, faceți discriminări, și am zis că chestia asta cu discriminările e ca să supere lumea așa în general. Noi suntem prieteni cu toată lumea, noi pur și simplu vedem pe toată lumea prieteni al Casa Ema. Vrei să vii la Casa Ema? Foarte bine, poți să vii la Casa Ema. Nu o să facem discriminări atâta timp cât, dacă vrei să le spui discriminări, sunt într-adevăr reguli care trebuie respectate de toată lumea. De exemplu, la căsuța Ema pe care o să deschidem și pe aia în curând, probabil în weekend, acolo suntem obligați să respectăm una din trei reguli. Ori intră doar persoanele vaccinate, deci intră doar persoanele vaccinate care au trecut prin boală și au 15, între 15 și 90 de zile de când au trecut prin boală,
sau persoane care au test PCR negativ. E simplu, nu trebuie să fii vaccinat sau nevaccinat. Din punctul meu de vedere personal... Astea-s la căsuța EMA. Și la casă, la piscină nu sunt chestii genul ăsta, atât că dacă intră persoane care sunt nevaccinate, noi putem să funcționăm numai la 50% capacitatea noastră. Păi și cum știți? Adică cum? Îl întrebați pe om dacă e vaccinat sau nu păi la intrare? Momentan nu o să-l întrebăm, pentru că nu vrem să intrăm și noi în jocul ăsta. Noi vrem pur și simplu să deschidem și să vină lumea încoace. Vrem pur și simplu ca lumea să vină să beneficieze de serviciile respective. Vedem, las că mai vorbim despre personal, asta. Hai, ia o măslină din aia, vezi ce bunătăți de la Camara Bunicii. Foarte bune alea, nu știu ce, sinelele alea de ceapă. Foarte bune, senzaționale. Lasă astea, ne-ai spus. Ok, prețurile sunt totalea, vii greu, am înțeles, da, o să vă reveniți și mereți înainte. Altceva vreau să te întreb eu. Știu că numele de Casa EMA vine de la tatăl tău, care ar fi împlinit câți ani? Se împlinesc anul ăsta 20 de ani de când a murit? Mm-hmm. 20 de ani? 20 de ani, da. A fost, acum, duminică ar fi împlinit 63 de ani și miercuri sunt 20 de ani de când a murit. Ți-i dor? Da. Da. Eu l-am cunoscut foarte bine. A deschis mesagerul când lucram eu acolo și venea la fiecare ședință și ne implora aproape să facem cumva să nu mai aducă bani de acasă. Vă rog frumos, nu îmi trebuie niciun leu din afacerea asta, dar să nu mai, nu, vă rog, nu, să nu mai aduc bani de acasă, să vă gestionați singur, atâta ne spunea. A fost un om extraordinar. Bănuiesc că și un familist convins, după cum îl știam, și nu mai vorbesc cu un om de sport senzațional, după părerea. Da, îmi plăceau foarte mult tenis de masă. Da. Te ducea pe tine la karate toată ziua, știu. Da, am fost și cvadruplu campion național, dacă mai ții minte. Adică am luat toată locul 4. Mai țin că am scris de tine în mesagerul, da. Am luat toată locul 4, aia înseamnă cvadruplu la mine, dar îmi place să spun că sună bine. Na, i-ar fi plăcut să vadă Casa EMA, așa-i? Da, cred că da. Ar fi fost mândru de chestiile astea. Cred că da. Bă, și nu te-a văzut, cred că nu te-a apucat să te vadă nici cântând, așa-i? Nu. Nu? Nu, m-am apucat să cânt după. El cânta la chitară și tot a încercat să mă învețe să cânt. Ba, nu, că m-am văzut cântând Podul de Piatră. Am învățat, el m-a învățat Podul de Piatră și primele acorduri. Câți ani aveai? Câți ani aveai? 14 ani când am murit. Da, nu m-a prins microbul decât după aceea, eram în clasa 7-a și cam prin clasa 9 am vrut să învăț că era chitara lui veche, stătea acolo la apartament, la noi și atunci am vrut să învăț și eu la... Și ai învățat? Și am învățat. Cânti ceva în ultima vreme? Eu cânt de multă vreme, de atunci, din clasa 9, mi-am mai făcut și ceva formații prin liceu, am mai cântat vreo 2-3 formații, apoi în facultate mi-am făcut o formație cu care chiar am cântat mult prin țară și am avut o grămadă de concerte, am făcut piese bune și la Bistrița, iar mai sunt într-o formație acum, cred că știe lumea de trupa 7 pași, în general suntem cam una din puținele trupe bistrițene care activează destul de... nu în ultimul an, că a fost ce a fost, dar activăm în general și mai am și partea aia de carieră solo, eu așa îi spun carieră solo ca să mă încurajez. Ia, hai să te promovezi un pic. Ia un pic chitară, să te promovezi un pic, hai. Dar nu, eu trebuie să menționez neapărat că sunt foarte în contra chestia asta, dacă ai venit așa frumos... Dar ai venit cu chitara, nu poți să o lași acolo să stea așa, ai venit, ai cărat-o degeaba până aici, nu strica prea tare cadru, te rog. Și hai, încearcă ceva, să vedem. Da, ai și o chitară frumoasă din aia, scumpă, se vede. Ei, nu? E numai frumoasă. Da? Nu, că e și bună. Hai aici, nu acolo, hai aici. Aici am numai să vedem. Nu mai schimb, nu mai strica, că, bă, așează-te, că-ți spun eu, da. O să e mă bine. După aia, da. Ia să vedem dacă n-ai ieșit din cadru prea tare, nu, e bine, e ok. Nu, e bine. E ok, hai. Și se aude prea tare. Nu, chitara. E bine, nu, Paul? Bine, da. Lasă-l mai aproape de tine. Lasă-l mai aproape un pic de tine. E cântă, ne-o mania ceva. Nu
Deci am făcut niște piese de ale mele în ultima vreme. Niște piese pe care le-am scris eu, le-am înregistrat eu la mine acasă cu toate instrumentele și cu tot ce trebuie. Cum, știi tu, te pricepi la de-astea? Da. Ai studio acasă și te știi și la butoane. Am făcut un mini studio acasă și mă știu cât. Bă, dar ce talentat ești, tu te știi la toate, și la afaceri, și la karate, și la chitară și... Mă știu, la karate nu mă mai știu, la afaceri, la muzică sunt ok. Ia, hai. Asta e din prima piesă pe care am lansat-o singur cu sub logo-ul meu. Mă puteți găsi pe pagina de Facebook Mihai Oprea. Să stai o factură când ieși. Ok. Că la cât te-am promovat. Învață-mă, fă-mă să sar. Aruncă-te în brațe de rai. Primește-mă în sufletul cald. Stai cu mine de tot. Adorm, visez, nu vreau să mă mai trezesc. Cu tine totul e cald. Aprinde-mă, fă-mă să mă, fă să sar. Aruncă-te în brațe de rac. Învață-mă de sufletul cald. Fain. Okay. Normal că ai succes la fete cu chitara asta și cu vocea asta, normal, clar. Totdeauna am fost invidios pe voi ăștia cântăreții, da. Frumos. Mai încearcă ceva. Hai că am intrat în atmosfera. In the moonlight, that's intertwined. I feel so alive. High in the night, all in white, losing track of the world outside, smiling bright. Feel so right. Our friend dream is now strong and wild. We don't need to hide. We're out into the light. Underneath the cover of endless time. It's just you and I. And our infinite why. It's you and I. Till the end of time.
Bravo, bă, Mihaiță, bravo, bravo. Foarte frumos cânti. E în regulă. Foarte frumos. Cum, cu trupa cum stați cu concertele? Nu știu. Nimic? În pandemia asta nimic? În pandemia asta ne-am cam asistat activitatea. Stai să vin înapoi. Ai scăpat. Ne-am, da. Păi chiar am avut emoții că nu fac din astea. Pui un pic pe mine camera să văd cum arăt. Super, mă. Auzi, dar nu ți-ai făcut așa un ce e ăla, cum își face Pepe, un podcast din ăla, așa, să-ți cânti. Un pic, că mă uitam la mine să văd cum arăt eu. N-ai cântat deloc, n-ai cântat deloc în pandemie, n-ați cântat deloc? Nu am cântat deloc. Am avut anul trecut în iunie un ultimul concert și de atunci au fost tot încercări. Colegul meu tot încearcă să organizeze diverse evenimente cu festivalul Way Too Far în principal și din ultima vreme s-au anulat, amânat tot felul de festivaluri din astea, festivale. Și nu știu exact ce se mai întâmplă în continuare. Acum suntem într-o perioadă destul de dubioasă, sper să se relaxeze mai tare lucrurile și să putem să dăm drumul și cu partea asta, că e o parte care ne lipsește. În pandemie a fost destul de greu să ne vedem așa, fiecare cu joburile lui, cu treburile lui, a fost greu să ne întâlnim toți cinci. Așa, când avem un obiectiv clar, de exemplu un concert sau ceva de genul ăsta, e mult mai greu, mai ușor să ne mobilizăm. Cu tenisul cum stai? Când te bat? Tenis nu mai joc așa foarte des, joc fotbal o dată pe săptămână. Fotbal tu? Da. De da, când joci fotbal? Din clasa a patra, mai de mai mult. Și fotbal, da, și la fotbal te pricepi. Da, lasă-ne și nouă ceva. Problema. Bă, lasă-ne și nouă ăstora netalentații, lasă-ne și nouă ceva, că prea de mult. De obicei vă las vinul, că eu-s cu berea, da. Bă, aveți și salină acolo la... Avem și salină. Casa Ema, aveți salină? Da. Cu sarea? Dar e de când am deschis, da, da? E sarea adusă de la Pride. Și? Toate chestiile acolo, în afară de televizor și becuri, sunt din sare. Da? Și băncuțe care azi și din ce lei. Faci? Intri, stai? Intri, frumos, stai. Cu minte? Stai. Respiri acolo? Da. Sare de la Pride? Da. Păi cum, v-ați dus acolo și ați dat cu ciocanelul, ați luat... Nu, dat ei cu ciocanelul, o luat-o și ne-au dus direct la noi. V-au vândut? Da. Se poate cumpăra direct sare la de la Pride? Se pot, cei care fac saune, saline, ori saune, ori saline, așa, în stilul ăsta, pot să îți aducă materia primă din diverse locuri, da. De la Pride, de la Turda, bănuiesc că este. Noi așa am avut atunci înțelegerea cu cei care ne-au făcut-o. Bun, hai să demontăm două mituri înainte de a încheia. Avem două mituri interesante, așa. Și nu, stai că mai avem și roata păcii. Nu știi ce e. Și să mai spunem de agenție. Cu roata. Și zicem și de agenție, stai. Da, zic unul, un mit. Că știi cum ziceam când eram mic? Că dacă faci șușu în piscină, se colorează apa în jurul tău așa. Da. E adevărat? Asta nu pot să confirm pe o să iei. De ce? De ce? Pentru că de ce? E așa de bine să fie mitul ăsta în picioare. Să nu știi sigur. Să nu știi sigur dacă se colorează sau nu apa? Da, și nu riști. Dar știi și tu povestea asta, nu? Povestea o știu. Da. Da, sigur, știu, cunosc mitul. Și s-ar putea să știu și răspunsul. Și mi-l zici după, măcar să-l știu eu? Poate. Bun. Am o roată, stai să-ți arăt. Îndată, stai așa, să vedem dacă o mai găsesc. I-am zis roata păcii, că n-am știu cum să-i zic altfel. O putem vedea, așa. Hai. Tu, uite, îți dau mouse-ul ăsta, poftim, ți-l dau ție, apăși, dai click acolo pe învârte, jos. Poate vine. Și niște întrebări, vezi că sunt niște întrebări indiscrete, să nu te sperii prea tare. Ia. Ce? Zic cu voce tare. M-am pus să termin din gură. Hai să așa, așa, Paul, să vedem privirea, da. Cu cine ai vrea să stai pe o insulă o singură noapte? Nu zice cu soția și din alea clasice, că nu... Da. Zi da, un asta nume. E răspunsul zici final. Zici tu un nume, n-ai o de asta, o divă de asta... Nu m-am gândit niciodată la o chestie de genul ăsta. O noapte.
O noapte? Da, zi, cu, nu știu, cu Loredana. Groza, nu. Cu... zi cineva, cu... Din Bistrița. Zi! Da, nu știu. Nu știu, nu mă bag. Mai învârt eu dată roata. Mai învârt eu dată. Reloare. Dă-i reloare. A, și să mai povestim și de ce. Stai. Dă-mi vârte jos acolo. Dă-mi vârte jos. Să mai povestim și de ce vreau să fac o campionată european. Lasă că vorbim. Până un alta răspunde și tu la ceva. Zi-o, piesa ta preferată. Nu se pune, că am dat-o mai devreme. Nu se pune, alea nu-s preferate, alea zi. Nu m-am pus termen din gura. Mai pune un pic de finte, rog frumos. Îți spun, da. M-ai chemat aici la mâncare și la băutură. Și te pun să cânți. Asta știu să fac. Ia. Yeah. Piesa mea favorită? Da, din toate timpurile, din toate locurile. Mulțumesc. Te rog. Da. Zi. Urban violent. Urban violent. Asta e piesa ta? Atât ai refrenul. Tu ai inventat-o? Nu, e Urban Violent de la Travca. Asta e piesa mea favorită, da? All time. Din toate timpurile, da. Din toate timpurile. Hai mai învârte o tărota, că nu m-ai convins. Și dacă mai vine, pun și nu pe-a doua. Dacă... dacă vine asta, cu și pe-a doua favorită. Reloare. Nu, dacă vine tot la fel, schimbăm. Bă, dar nu-ți vine una grea, ce sărăcie. Dar nu, eu nu-s cu grele. Uite asta. Hai că asta e mișto. De capul meu. Hai. Păi acum ai, știi cum e când povestești din amintiri? Nu știu cum e la faza asta, că n-am amintiri. Hai mă, Mihai. Păi dar ce amintiri să ai când te-ai îmbătat cel mai tare? E cea mai tare noapte pe care nu ți-o aduci aminte. Hai că tot ți-o aduci aminte ceva. Eu mi-aduc aminte de exemplu. Mi-aduc aminte poveștile, da. Spune tu. Eu mi-aduc aminte de... Nu zic, că nu mi-o pica mie, dar eu mi-aduc aminte faze de astea. Ți-aduci și tu aminte. Zi, ce ți-i rușine că te vede mamă ta? Hai că ești bărbat în toată firea, nu mai ai jene de astea. Păi, mama mi-a zis odată că m-am bătat ca o floare. Adică? Asta am întrebat și eu. Stai seama că era. Nu, ți-aduce aminte o beție cruntă? Da, ba da. Am plecat din Bistrița la Cluj la ziua unui prieten din grupul nostru. Da. Și cam asta e ultima chestie pe care mi-aduc aminte. Da, din povești, se pare că atunci am încercat prima dată Tatra T. Și nu l-am luat pe ăla cel mai light, să spunem așa. Era de la niște grade din alea de săraci, de muritori, vreo 40, până la din alea de adevărat, de 80 de grade. No, ăla l-am băut, dar l-am băut ca și suculețul, pentru că e foarte dulce și era super în regulă atunci. No, și am băut și niște vin și n-a fost foarte vesel noaptea aia. Dar a fost foarte... Când a fost asta? Stai să vedem, de vreo 5 ani, 6 ani, 7, Mărin, 2012, Mărin, 13. Mălaicu Hondrari ne-a spus acum câteva zile că viața fără vicii se arbă de rău, că el nu poate trăi fără vicii. Știi cum mai este vorba aia pe care eu nu am vicii, nu beau, nu fumez, nu mă duc la femei, nu, un singur viciu am, mint. Da, zi, ce ai mai vrut să zici de EMA Graphics? Da, de agenția noastră de publicitate, da? Care aia merge foarte fain și... Păi dacă e singura, e singura și acum, cum se... Sunteți câți? Două agenții sunteți, avem colegi trei. Foarte faini în Bistrița, 3, da. 4, 5, nu știu, suntem, da, și sunt faine, 6, habar n-am. Colaborăm foarte bine cu toate celelalte agenții din Bistrița și asta e un domeniu foarte fain, că se colaborează fain, despre deosebire de altele unde este pismă. Ce este mai zi odată? Pismă. Și ce fain e cuvântul. Am greșit eu odată la radio, vorbeam despre pista de atletism și am greșit foarte tare cuvântul, eram în direct la radio. De aia când aud cuvinte din astea care încep cu P și se termină cu A, mă tem foarte tare, știi, de aia am fost foarte, foarte atent.
Deci ai zis de EMA Graphics, tare de tot, faceți tot felul de lucruri acolo, chiar da. Și faine. Uite, chiar și sigla asta, Haiku Link, e făcută de Cosmina acolo. Faină. Da. Faină. Și Cosmina și sigla. Da. Da. Și acum facem inclusiv o chestie de content writing. Noi scriem și scriem conținut pentru firme, între altele, că facem foarte multe lucruri. Asta nu e neapărat una din lucrurile principale pe care le facem, dar acum, ca să demonstrăm că știm să, că știm să facem content writing, o să facem niște lucruri din timpul campionatului european de fotbal care urmează, Euro 2020 și 1. Ai scris frumos despre, în ziarul meu, sportulbistrițean.ro, ai scris senzațional, excelent, foarte frumos, cum n-a scris nimeni în cei 16-17 ani de când am ziarul ăsta. Despre ce? Despre campionatul mondial? Mondial de fotbal. Am făcut avancronici. Da, da, când? Despre ultimul campionat mondial? Da, din 2018. Da. Și am făcut atunci, frumos, în fiecare zi, am scris texte de meciurile care urmau ziua... meciurile care se desfășurau în ziua următoare. Și mi-am dat seama că scrii mult mai bine decât majoritatea ziariștilor din Bistrița. De fapt, toate talentele astea tale nu fac decât să enerveze până la urmă pe toată lumea. La mine, cred că e creativitatea și din asta derivă toate lucrurile. E o singură, un singur lucru, nu sunt toate talentele. E o singură chestie și pe asta am mers mai departe pe mai multe zone. Dar chestia asta cu sportul, mie îmi place foarte mult fotbalul, în special. Sunt aici chiar îs conoser, nu ca și vinul, că la vinul mă pricep să-l beau. La vinul mă pricep să-l beau. Ce, la fotbal te pricep? Foarte mult. Dar la ce? Te pricep la campionatul englez? Pun pariu că la te pricep. La toate. Adică, cum să zic, mă pricep cum se... Nu-mi zice că îți place Barcelona și Real Madrid, că nu... Nu, Doamne ferește, Barcelona. Real Madrid, da. Bă, când eram copil, ne scriam pe spate Steaua și Dinamo. Nu existau alte echipe. Și eu acum imprim pe spate. Da, tu acum imprim, dar ce? De la Real Madrid. Zidane și nu știu mai ce pe acolo. Da. Nimeni nu mai ține cu gloria. Trist. Păi nimeni nu mai are cu ce să țină la gloria. Nu contează cu numele, cu brandul, cu echipa de handball, cu nu știu, dar trebuie să ții ceva. Cu echipa de handball se ține și e fain că s-au dezvoltat așa și s-au finanțat. Mai am un mit. Așa. Ăla cu șușul nu mai convins, n-ai vrut că se colorează apa în jurul tău. Da? Acolo, că e mai bine. Și a doua, e adevărat că ți se înverzește părul de la clor? De la clorul din apă? M-am dus destul de bine, nu-i cazul meu că n-are ce se înverzi, da? În general, zic. M-am dus destul de mult prin apă și s-ar putea să albească. Deci mituri asta, nu? E mit asta, clar. Da. A bine, depinde cât de mult stai în piscină. Dacă stai 24 de ore consecutiv cu capul sub apă, e posibil. Că asta n-am testat. Bun, concursul Cupa Casa Ema, mai îl faceți anul ăsta? Anul ăsta nu cred că îl facem, pentru că e un an greu pentru noi. Nu avem... În construcția ce urmează o să fie și niște un fel de tribune din care o să se poată urmări lecțiile de not de la nivelul piscinei. Și atunci o să putem să facem mult mai multe chestii în zona aia. Dar acum pur și simplu nu avem nici spațiu, nici timp și nici clubul nostru sportiv e la un moment de răscruce. Acum trebuie să se facă un schimb de generații. Sportivii vechi trebuie să revină acum după atâta vreme. Greu. Să vedem ce mai fac, cât chef au. Să meargă mai departe, pentru că notul e un sport și mai ales la nivelul ăsta e foarte greu să convingi copiii să meargă mai departe, să-și găsească motivația aia să ajungă la un nivel mai mare. Ei învață să noate, sunt niște copii super faini pe care îi avem noi la club, sunt foarte, foarte faini toți și să vezi ce bine arată fiecare, ce bine s-au dezvoltat. Și cu ce mămici vin la antrenamente, am văzut. Da, și tătici. Da. Vin cu cine vin și bunici. Și aveți, e și un sport la modă, sigur că e unul dintre cele mai sănătoase, clar. Dar e la modă, e pe trend, așa, e pe trend de câțiva ani, adică știi foarte bine că toți părinții își aduc copiii. Este pe trend la nivel de relaxare, de să învețe copiii să nuate, dar până la urmă am descoperit chestia asta, tot fotbalul rămâne sportul ăla principal către care lumea dorește să-și direcționeze
copiii, atenția, cred. Resursele și așa. Nu cred. În primul rând că la jumătate noi... copiii sunt fete, așa că n-avem ce spre ce fotbal da, să... Nu, te înșel să știi, nu mai merge lumea atât de mult spre fotbal ca altă dată, iar mai dacă merg, nu mergi la not, știi că nu existi dacă nu mergi la not și dacă... Și așa e și normal să fie. Trebuie să înveți să știi, trebuie să știi să not, să schiezi. Din păcate cu pârtia am cam buctat-o, dar rămâne totuși bucata aia de jos care e extraordinar, sigur, da. Foarte importantă, măcar dacă n-am distruge-o și aia ar fi excelent. Da. Bine, Mihai, îmi pare bine că am băut pentru că s-a deschis piscina. Da. Și mie îmi pare bine, mulțumesc tare mult bine pentru, cu tine aici. Îmi place și sloganul ăsta, tot pe site-ul vostru l-am văzut, dacă simți că nu ești în apele tale, casa Emma-ți vine în ajutor. Fain și sloganul ăsta. Da, am un slogan mai fain. Care? Mai fain la agenție. Ia. Acolo, la agenția de publicitate, la Emma Graphics. Fă-ți reclamă, nu fi flyer. Da, e tare și asta. Da, îl știam, și sloganul ăsta. Da. Sunteți creativi acolo, sunteți niște băieți deștepți, da. Foarte talentați. Vrem să facem lucruri multe și lucruri care să placă la lume. Culmea că vă și ies unele, că... În perioada asta e destul de complicat să-ți și iasă. Mulți dintre noi vrem să ne străduim, să facem. Să apropo, ce șanse crezi că are vreun tânăr care n-are bani de acasă? Ce șanse are în România de astăzi în afaceri? Foarte mare șansă. Probabil că n-ai șanse. Eu mi-am dat seama că probabil că e foarte greu să ajungi cumva milionar, miliardar în euro, pentru că acolo e un alt nivel la care trebuie să intri și să faci și compromisuri, și compromisurile de un alt nivel. Dar să ajungi un om de afaceri respectat, sau respectat în sensul de să ai un anumit nivel în comunitate, succes și așa mai departe, nu mi se pare foarte greu. Acum, e drept că eu am avut cumva șansa asta să vin într-un business, dar businessul ăsta de când l-am preluat și până acum l-am crescut și am muncit foarte mult să ajung unde, să-l aduc unde a ajuns acum, mi-am mai făcut încă unul ăla cu agenția. Dacă ai chef, reușești, și dacă ai o idee bună, din punctul meu de vedere, asta trebuie să știi pur și simplu unde să cauți și să fii curios. Oricine poate să ajungă orice, atâta timp cât își propune chestia asta. Știi că dacă spui cumva la nivel de, așa numai declarativ, aș vrea să fac, aia e o chestie. Da. Dar dacă vrei să ajungi într-un mod și te ții, trebuie să pui întrebările corecte. E foarte simplu să accesezi în ziua de astăzi fonduri europene, de exemplu. Noi am accesat, cum spuneam, majoritatea proiectelor noastre au fost cu fonduri. Agenția de publicitate mi-a deschis-o cu Startup Nation. Păi cum am reușit eu să fac toate astea? Că s-a abonat la contracte cu primăria și cu fondurile și s-a abonat la Bruxelles. Hai, lasă că erai prieten cu Ovidiu Crețu. Lasă. Ne cunoaștem și bineînțeles că ne cunoaștem pentru că am avut agenții de foarte multe ori, dar nu am avut niciodată o legătură din aia de să ni se acorde favorul. Noi tot timpul am jucat corect. Bineînțeles că n-am avut o chestie de făcut, am mers și am vorbit și cu domnul primar, pentru că e normal să cauți susținere la cel mai înalt nivel, nu? Când doresc să faci o chestie în comunitatea ta. Și la fel acum? O să facem și cu acești, cu această comunitate. Plac? Da? Plac? Nu mă deranjează absolut nimeni. Noi tot timpul am fost pe principiu că trebuie să colaborăm cu toată lumea și dacă avem o nevoie, mergem să vorbim cu absolut oricine este în poziție de decizie. Și mergem nu ne-am dus niciodată direct la domnul Crețu sau direct, nu știu, la cel mai înalt nivel, am luat-o tot timpul de jos, am vorbit, ok, hai să vedem ce trebuie făcut, hai să mergem să vorbim acolo, pur și simplu ca să ne oferim nouă cele mai mari șanse. Și e foarte importantă chestia asta de lobby, că nu e o chestie de, nu știu, să spui pile. Că la noi, dacă vrei, pilele ți le pui ca să pornești de la zero, nu ca să ai un avantaj, știi? Că așa sunt cam pilele la noi. Noi, pur și simplu, am dorit să ne oferim cea mai bună șansă și am făcut lobby pentru activitățile pe care le facem. Bineînțeles că am fost și la inspectoratul școlar să promovăm în notul ca și sport obligatoriu pentru școli. Asta am făcut de ani buni. Mergem în continuu la inspectorat să solicităm chestia asta. Vorbim cu profesori, vorbim cu inspector, vorbim cu mai sus, cu toată lumea, pentru că ne dorim să facem chestia asta, să ajungă notul un sport la fel de respectat ca și celelalte, să fie cumva între alea privilegiate, în sensul în care să copiii să primească pentru performanțele lor și lecții de not, nu numai
fotbal sau tenis, care sunt cele mai la modă acum, bun, să spunem. Bun, și nu primesc, se poate, primesc. Sigur că primesc, da. Sigur. Da, facem okay. Lobby și în același timp să se primească dacă, mai mulți. Dacă e ceva bun ce a făcut regimul ăsta nou din toamnă încoace, să știi că a mărit foarte tare plafonul premiilor pentru copii. S-a mărit foarte tare suma pentru premianți, pentru cei care bună, au rezultate bune la învățătură, s-a mărit suma aia și toți pot educația să meargă spre sport. Din punctul meu de vedere, e cea mai da. Importantă componentă a societății noastre și trebuie să da. Mergem pe educație de la corect. Cele mai frage de vârste. Educație și din toate punctele de vedere. Educație morală, educație financiară, sexuală, sexuală, tehnică, cultură generală, eu cred sportivă. Că asta e singura șansă și cu ce ne doare foarte tare și nu vorbim niciodată. Cu romii, de exemplu. Cu romii în orașul ăsta avem o tradiție și o problemă. Și nu vorbim niciodată. Asta e un subiect tabu. Și cred că singura șansă asta ar fi tot prin educație. Că alte educație alea, ideile mult. Alea vechi cu să le punem grenade pe cutia de gaz, alea asta nu mai țin. Nu mai țin de mult. De vreo 70 de ani. Nu. Deci singura șansă e pe educație. Dacă îl aduci și îi cânti la chitară frumos și îl înveți lucruri frumoase, o să să-l civilizezi. Asta are repercursiuni cam peste 15-20 de ani, dar tu trebuie să începi de undeva. Pentru că și copilul ăla vine și te aude pe tine cântând la chitară și vrea să înveți la chitară, dar ajunge acasă și zice, tai că socă nu se poate, că da, și fă niște bani. Știi? Adică trebuie să le iei cumva de la da, în primul rând să-și bate cineva capul de lucruri. Da, astea, și ori ne prefacem că nu există. Lung. Noi... Să ai microobiective și din microobiective să ți le stabilești. Atâta vreme cât ne tot prefacem că nu există problemele astea, nici nu o să le rezolvăm. Bun, Mihai, nu le rezolvăm în seara asta, că ne-am distrat, am băut vin bun de la Crama Harșan, am mâncat tot felul de bunătăți de la cămara bunicile, mulțumim tuturor. Am dat cafea de la Merigo pe mine, mulțumesc. Ai dat cafea de la Merigo pe tine, deși foarte bună, păcat de ea. Mulțumim Loredanei pentru înghețata asta fără zahăr, de care poți mânca până dimineață că nu pățești nimic și nici am nu se pune. Am vrut să zic așa de bună e cafeaua, că și pantalonii mei au vrut să bea. Mulțumim, mulțumim și firmelor Geoplast, mulțumim Roser House de la Colibița, care ne susține emisiunea și Unde e Raiul pe Pământ și în anul ăsta continuă lucrurile bune de acolo. Și te mai invit și altă dată când ai ceva de zis, de spus și când mai deschizi câte ceva. Poate facem o chestie cu campionatul ăsta. Poate, facem un podcast direct de pe acoperiș de acolo și ne uităm la finală împreună. Ce frumos așa, ar fi. Așa, n-ar fi. Da. Mersi, Mihai. Mulțumesc și eu frumos. Mersi. Te salut. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și ne mai întâlnim, că vin mai avem. Oamenii ăștia încă nu s-au plictisit să ne susțină și așa că o ținem tot așa. O seară bună în continuare. Bye.